Bun găsit tuturor! Astăzi vă propun resursa educațională deschisă Cum să-mi stabilesc corect un scop Resursă pentru clasa 7 la disciplina, consiliere și dezvoltare personală Ce este un scop? Scopul este ceea ce îți propui să realizezi adică o țintă pe care vrei să o atingi cu ajutorul acțiunilor tale. În fiecare zi ne stabilim scopuri. Cele mai multe sunt pe termen mai scurt, adică ne propunem obținerea unor rezultate într-un timp mai scurt. Dar cu siguranță te-ai gândit la scopuri pe care să le atingi într-un timp mai îndelungat, de exemplu, peste un an. Ce fel de scopuri îți stabilești tu mai des? De exemplu, Mihai și-a propus să citească zilnic 20 de pagini timp de o lună. Acesta este un scop pe termen scurt? sau lung. Așa este. Scopul lui Mihai este unul pe termen scurt. Ana, elevă în clasa a șaptea, și-a propus să reușească să intre la liceul și la profilul pe care și-l dorește. Ce fel de scop și-a stabilit Ana? Pe termen scurt sau pe termen lung? Scopul Anei este unul pe termen lung, Durata până la care va putea fi atins scopul ei este mai mare de un an. Îți amintești un scop pe care ți l-ai stabilit tu? Care este acesta? Este un scop pe termen scurt sau pe termen mai lung? Ai reușit să-l atingi sau nu scopul la care te-ai gândit mai devreme? Te felicit dacă ai reușit prin acțiunile tale să-ți atingi scopul propus. Dacă nu ai reușit, care crezi că au fost cauzele? Oare scopul tău a fost bine formulat astfel încât acțiunile tale să se îndrepte spre atingerea lui? Pentru a fi realizabil, scopul trebuie să îndeplinească câteva criterii. Specific, adică se referă la ceva concret, ceva ce se poate observa, denumește exact ceea ce vrea să obțină. De exemplu, Mihai și-a propus să citească 20 de pagini zilnic. Este foarte important că atunci când formulezi un scop, să te gândești la rezultatul pe care îl dorești. Un scop măsurabil se referă la faptul că se poate stabili cu exactitate faptul că scopul a fost atins sau nu. Atingerea scopului aduce o serie de schimbări dorite. De exemplu, se poate observa dacă Mihai a citit zilnic paginile. Sau dacă Ana va reuși să intre la profilul dorit. Accesibil, adică poate fi realizat de către tine, să fie raportat la propria persoană, nu se propune realizarea ceva imposibil de atins. Scopul lui Mihai a fost unul accesibil. Dacă își propunea, de exemplu, să citească zilnic timp de o lună câte o carte de 200 de pagini, probabil nu reușea să-și atingă scopul. Relevant, Adică atingerea scopului aduce un lucru benefic pentru tine, corespunde așteptărilor tale, așa cum pentru Ana este important să reușească să ajungă la liceul și profilul dorit. Temporal, scopul este bine determinat în timp. Este specificat timpul în care va fi atins. Acest criteriu este foarte important pentru a nu amâna acțiunile care conduc la atingerea scopului. De exemplu, Mihai și-a propus să citească un număr de pagini timp de o lună. El a specificat clar timpul până la care dorește să-și atingă scopul. Iar în ceea ce o privește pe Ana, nu era nevoie să precizeze timpul pentru că se știe exact cât timp mai are până la admitere, ea fiind elevă în clasa 7. Îți propun acum să analizăm dacă scopul îmi doresc ca părinții mei să-și schimbe locul de muncă pentru a avea mai mult timp liber pentru mine, respectă toate criteriile menționate. Este un scop specific și măsurabil, dar nu este accesibil pentru că nu poate fi realizat de către cel care și l-a propus. Este relevant pentru acea persoană dacă va fi atins Însă nu este stabilit timpul până la care se dorește atingerea acestui scop. În scopul îmi doresc să ajung în vacanță la mare, sunt respectate criteriile specific, măsurabil, accesibil, relevant, însă nu este specificat criteriul temporal, adică în care vacanță? Anul acesta, peste 2 ani? motiv pentru care scopul nu este corect formulat. Există situații în care scopurile sunt formulate corect, respectând criteriile, dar poate interveni ceva neprevăzut, neplanificat, care te poate conduce la dificultăți în atingerea scopului inițial. În aceste situații, e foarte important să-ți reformulezi scopul, ținând cont de cele 5 criterii care, cu siguranță, Cresc șansele ca scopul să fie atins. Te invit acum să realizezi și tu în caietul tău acest tabel, să notezi un scop personal pe termen lung și unul pe termen scurt, verificând ulterior cu colegii tăi dacă scopurile sunt formulate corect, adică dacă respectă toate criteriile prezentate. Prezintă colegilor tăi scopurile formulate. Analizați dacă acestea sunt scopuri smart. Îți urez succes în activitățile pe care le realizezi pentru a-ți atinge scopurile.